rezolva problema. Sunt lanțuri de furnizori, de produse alimentare, din agricultură, de băuturi, de transport, lanțuri care asigură suportul serviciilor. Gândiți-vă că suntem o perioadă în care erau foarte multe evenimente, munți, botezuri, erau foarte multe evenimente montene, foarte multe evenimente care au în loc în zona de business, pentru care restaurantele deja au cumpărat produse, au cumpărat băuturi, au cumpărat și au făcut toturile necesare pentru a-și desfășura activitate și mai multe decât au luat bani de la clienți. Acum, odată cu această decizie administrativă, practic s-au prins un blocaj financiar și trebuie din propriul buzunar să acopere această factură. E o problemă foarte, foarte gravă, pentru că deja, vă dăm o cifră, în București sunt 12.000 de restaurante care... Meke,